în urma alegerilor din data de 27 septembrie, cu sprijinul cetățenilor cărora le mulțumesc din suflet pentru faptul că au investit din nou încredere în mine, am câștigat funcția de primar cu 77,4%, funcția de primar al orașului Iuricani. Totodată am avut un scor istoric pentru Consiliul Local Iuricani. PSD la Iuricani a obținut pentru Consiliul Local 71,6%. Cel mai mare scor din istoria de după Revoluție fusese în anul 1992, când au fost 66%. Acum 4 ani, 62,4%, mă refer la Consiliul Local, deci acum este cel mai mare scor pentru un Consiliu Local dintre toate orașele și municipiile din județul Hunedoara, la Iuricani PSD. Eu, practic, am intrat oficial de la data depunerii jurământului de credință pentru investitura în noua funcție de primar și, cu siguranță, voi face tot ce stă în putere, tot ce depinde de mine, îmi voi pune la dispoziție toată expertiza, astfel voi lucra foarte îndeaproape cu Consiliul Local, astfel încât orașul Iuricani să continue dezvoltarea. Practic, refuz cu orice preț să stăm pe loc, mă știe populația, mă știți și dumneavoastră, Iuricaniul trebuie să arate mult, mult mai bine decât acum, Iuricaniul trebuie să se dezvolte, astfel încât inclusiv viața socială, nivelul de trai al cetățenilor, prin programele pe care o să le dezvoltăm, să poată să meargă pe un drum ascendent. Ce veți face cu gunoaiele, având în vedere că operatorul de gunoi, începând de mâine, încetează contractul de ridicare și transport al gunoiului din Valea Jiului? Da, așa este. Noi toate orașele și municipiile din Valea Jiului avem un contract cu acest operator și de vreo 3 luni de zile ne-au tot notificat. Aici este vorba despre faptul că operatorul, fiind vorba și de implementarea Ordonanței 74, economia circulară, au apărut alte taxe care trebuie plătite la mediu, la nivel național, dar în afară de asta și faptul că au solicitat mărirea prețului în toate componentele sale, inclusiv pe activitățile lor, au propus o mărire a prețului de peste 2 ori mai mare, aproape de 2 ori și jumătate mai mult și aici, într-adevăr, nu a fost o înțelegere din partea tuturor primarilor din Valea Jiului, pentru că, până la urmă, prețurile, de unde e banul? De la noi, de la cetățeni. Și atunci am încercat o negociere, suntem conștienți că prețurile oricum vor crește datorită Ordonanței 74 economiei circulare, sunt tot felul de date tehnice care în mod clar vor conduce la mărirea prețului, dar nu așa de mult. Însă, fiind în această situație, practic între ciocan și nicovală, știți cum este, dacă vrei, îți dau, dacă nu, am plecat și te las fără nimic. Aici n-am putea vorbi neapărat de o formă de șantaj, dar pentru noi, pentru administrațiile publice locale, e o decizie foarte grea. Pentru că, pe de o parte, eu sunt un om căruia îi place foarte mult să aibă un oraș curat și atunci pentru noi vă dați seama faptul că ei nu o să mai ridice gunoiul. Ar fi o problemă uriașă în sensul că în timp vă dați seama orașul ar fi inundat în gunoaie, lucru cu care nu sunt de acord și nu voi fi de acord niciodată. Pe de altă parte, e adevărat, trebuie să fim atenți ca prețul de cost să fie unul corect. În orice caz, zilele următoare voi lua legătura cu ceilalți colegi primari din Valea Jiului, cu reprezentanții Consiliului Județean și vom căuta o formulă astfel încât până se organizează noua licitație și asta, credeți-mă, că durează, cred că nu greșesc, dar neexperiența dobândită poate să dureze între 6 luni și cel puțin un an de zile. Pentru că știți, sunt procedurile, pregătirea caietelor de sarcini, documentații, implementarea OG 74, mă rog, tot ce a apărut nou legat de mediu, licitația în sine, dacă nu sunt contestații, deci asta va dura foarte mult. Și noi, în perioada aceasta, nu o să avem ce face. Vreau să vă spun că, prin colegii mei, am solicitat prefectului județului Hunedoara să declare stare de urgență, stare de necesitate,
pentru Valea Jiului din această perspectivă, pentru că este modalitatea prin care noi putem încheia un contract. Chiar și cu Supercom, nu contează cu cine el încheie un contract direct, să nu mai procedezi, să nu mai mergi pe procedurile de licitație, pe perioada până se organizează licitația cu noul operator care va câștiga licitația, pentru că localitățile noastre nu poate să rămână în gunoaie, cu atât mai mult cu cât ne aflăm și într-o perioadă grea din punct de vedere al COVID-ului, de exemplu. Și cred că prefectul va emite un ordin de declararea stării de urgență în Valea Jiului și pentru acest motiv, astfel încât noi să putem încheia contracte directe cu un operator pentru efectuarea acestor servicii, pentru că orașul Uricani nu are în dotare utilaje așa cum se cer licențiate. Noi avem un utilaj foarte vechi, care nu este licențiat, nu corespunde, n-ai voie să circul pe drumurile publice cu acel utilaj. Știți bine că astăzi, când este vorba de mediu, pe bună dreptate, nimeni nu se riscă și nimeni, vă dați seama, nu își permite să facă servicii fără să fie licențiat. Ăsta e motivul pentru care noi am solicitat declararea stării de urgență, împreună cu mai mulți colegi primari, și lucrul ăsta se va întâmpla. Asta este, prețul oricum va fi mai mare, oricine va câștiga viitoarea licitație, va câștiga cu un preț categoric mai mare față de cel de acum, dar poate nu chiar așa de mare, de 2,5 ori. Dar asta timpul ne va da răspuns la toate. Eu voi face tot ce depinde de mine, astfel încât această problemă să fie rezolvată și să măresc prețul la Uricani 9,50 lei, să măresc prețul la 20 ceva de lei de persoană, mi se pare foarte, foarte mult. Ar trebui să-l mărim undeva la 22-23 de lei, lucru cu care nu voi fi de acord. Sigur, o să mărim un pic prețul, probabil, că altfel te lasă, dacă nu-i plătești omului serviciile, nu-ți mai ridică gunoi și din motivul ăsta. Dar părerea mea, cu câțiva lei, să fie onorabil. Până vedem ce se întâmplă cu licitația. Am înțeles că s-a făcut primul pas important pentru realizarea documentațiilor pentru modernizarea DN66A, Bărbăteni Uricani, Valea de Brad. Da, așa este. Este vorba despre o lucrare care trebuia executată acum vreo 6 ani. Însă, așa cum știu cetățenii, a fost un consorțiu mare între o firmă din București și o firmă din Piatra Neamț la vremea respectivă, au câștigat licitația, nu au făcut nimic. Bineînțeles că DRDP-ul a anulat contractul cu penalități pentru firma care nu a onorat contractul, prevederile din contract. A fost un proces care a durat foarte mulți ani. Guvernul României de anul trecut, de pe vremea PSD-ului, a câștigat procesul cu aceste firme. Și ca urmare știți foarte bine și mă cunoașteți foarte bine, cetățenii știu, că am insistat și insist până voi vedea această porțiune de drum. E vorba de zona de ieșire din Lupeni, intrare în Uricani, pe drumul național, până la noi în oraș și până în localitatea componentă Valea de Brazil. E vorba de vreo 7 km care vor fi modernizați pe modelul drumului național din zona orașului Aninoasa. Ați văzut cât de bine arată, cu rigole, cu... Practic totul se modernizează, tot ce înseamnă porțiunea asta de drum. Așa cum am primit adresa zilele acestea de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România, de la regionala Drumuri și Poduri Timișoara, au finalizat procedura de achiziție publică a serviciilor pentru întocmirea documentației în vederea autorizării executării lucrărilor de construire, vorbim de DALI, de asemenea actualizarea documentației respectiv a proiectului tehnic, precum și asistența din partea proiectantului. Astăzi, când stăm de vorbă, deja cred că s-a semnat contractul cu proiectanții și după ce se realizează acest contract, sperăm că până în vara anului viitor proiectantul să realizeze proiectul, să obțină toate autorizațiile necesare și anul viitor, în vară, sau dacă nu sunt contestații, să dea drumul la licitație pentru a se desemna constructorul. În momentul când se desemnează constructorul, am putea spune că dacă anul viitor și documentațiile tehnice și licitația cu constructorul va fi gata, practic în 2022 ar trebui să înceapă lucrările de modernizare
pe acest tronson de drum național. Dar vom ține îndeaproape, avem o colaborare foarte bună cu cei de la drumurile naționale Timișoara, precum și cu Compania Națională de Drumuri Națională din București, și voi sta pe ei, între ghilimele vorbind, în sensul că voi insista până voi vedea această porțiune de drum. Să nu uităm că mai avem în vedere și deschiderea unui alt front, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului, de muncă, de luptă, să zic așa, pentru drumul național DN66A, Câmpului Neag, Băile Herculane. După ce trec alegerile parlamentare, voi merge periodic la guvern, astfel încât să determin guvernul României să aloce bani sau să fie cuprins prin strategia noastră din Valea Jiului acel drum, chiar dacă e nevoie, pe fonduri europene, pentru a deschide Valea Jiului spre sud-vestul țării. Nu mă voi lăsa nicio secundă până nu văd și această investiție, că trebuie să intre pe linie dreaptă. Știți bine, încă o dată repet, anul trecut a fost hotărât de guvern, lege pentru acest drum, chiar s-a ținut licitație, nu s-a prezentat la prima licitație nicio firmă, dar probabil anul acesta, mă rog, guvernul puțin mai instabil, COVID, să zicem că într-un fel sau altul au o clemență din partea noastră. Dar de anul viitor vom începe din nou războiul pentru a câștiga finanțarea, se scoate din nou la licitație realizarea acestui obiectiv atât de important, nu doar pentru orașul Lurican sau Lupeni, ci pentru întreaga Valea Jiului.